Interesant și votul dat de către fete și băieți în ceea ce privește mirele și mireasa săptămânii, astfel că Alexia l-a votat pe Robert, Isabel pe Sorin, Ionela l-a votat pe Cristi, Mirela l-a votat pe Mihai, Ramona fiind plecată la Paris nu a votat, Laura pe Raul, Diana l-a votat pe Robert, așa că cu două voturi primite din partea Dianei și respectiv a Alexiei, Robert a ieșit săptămâna aceasta, mirele săptămânii, desemnat de către casă. Nu știu dacă s-a mai întâmplat până acum, dacă a mai ieșit el vreodată mirele săptămânii desemnat de către casă, nu mi-amintesc acest lucru. Pe undeva sunt și surprinsă, nu știu ce să zic, dar chiar nu mă așteptam la acest lucru. Ce părere aveți despre acest vot dat lui Robert tocmai în această săptămână atât de complicată pentru cupluri?